A șaptea tabără de lectură pentru adulți a mers de această dată în satul Veseud, comuna Chirpăr din județul Sibiu. Ne-am adunat din toată România, București, Constanța, Timișoara, Cluj, Sibiu, Buzău și altele. Am fost cazați la Veseud 11, unde căsuțele și mesele au fost de vis. Ne-am simțit fix ca la bunici cu preparate tradiționale. Am mers apoi la frământat pâine cu tot procesul până la coacere și, bineînțeles, că am și mâncat-o. Am vizitat apoi Biserica Evanghelică din sat și am mers în drumeție. Rămână cu invada lor. Am luat-o și s-a așezat în oamea, cu oamea mândră cu tot. La 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 la. După atelierul de scriere creativă am continuat cu focul de tabără și muzica folk. Am început a doua zi atelierul Mindfulness cu Ovidiu Young și ne-a scos din zona de confort. Am continuat apoi cu Book Club pentru un roman ce a stârnit controverse. Și pentru că organizatorul taberei este și scriitor, am dat multe autografe. Am avut apoi degustarea de vin China de la Apus și Blind Date with the Book. Te uiți dacă au adus salata de la neutră, sunt abonați la ziar, deschide surpriza. Au fost multe, multe activități cu energie și oameni aparte, iar într-una din seri am sărbătorit 5 ani de Ai Carte, Ai Parte. High five!